Un tânăr din Gorj s-a ales cu dosar penal și este acuzat de distrugere și amenințare. Totul după ce polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat în vârstă de 44 de ani din localitate cu privire la faptul că pe fondul unui conflict spontan un alt bărbat în vârstă de 25 de ani i-ar fi distrus poarta de acces în locuință și o oglindă autoturismului personal, fiindu-i produs un prejudiciu în valoare de aproximativ 2000 de lei și l-a amenințat cu acte de violență, fiindu-i creată o stare de temere. În cauză, polițiști au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și amenințare.